Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm cum cumpăna pe un genunchi și semisfoara. Tema se adresează clasei a cincea. Competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice. Respectiv, competenței specifice 2 4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport. Locul în lecția de educație fizică poate fi, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, respectiv viteză sau îndemânare, capacități coordinative, sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, sunt necesare. Saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică și trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice distingem elemente statice, elemente dinamice și variante de legare a elementelor acrobatice însușite. Proba de evaluare constă în execuția unui exercițiu la sol, liber ales, cuprinzând numărul de elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse prevăzute de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Pondere, 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element, pondere 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere 25% din nota finală. În clasa 5-a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice gimnasticii, elemente statice, cuprinde cumpăna pe un genunchi, cumpăna pe un picior, semisfoara, podul de jos, Stând pe omoplați, sfara pentru fete și stând pe cap cu sprijin pentru băieți. Cum până pe un genunchi? Calități motrice necesare, mobilitatea am în special la nivelul coloanei vertebrale și articulațiilor coxofemurale, capacități coordinative, echilibru, forța, musculatura brațelor, gâtului și spatelui. Poziția de plecare. Pe genunchi sau pe genunchi așezat. Poziția capului, în extensie, privirea înainte. Spatele, în extensie, musculatura este încordată. Brațele, întinse, palmele pe sol. Întinderea unui picior spre înapoi, extensie, sprijin pe un genunchi. Indicații metodice. Dezvoltarea mobilității. Exerciții care vizează mobilitatea coloanei vertebrale și articulației coxofemurale. Dezvoltarea capacităților coordinative, exerciții care vizează dezvoltarea echilibrului. Dezvoltarea forței, exerciții care vizează dezvoltarea forței segmentare la nivelul brațelor, gâtului și spatelui. Greșeli frecvente. Poziția capului nu este în extensie. Bărbia și privirea sunt orientate în jos. Brațele nu sunt menținute întinse și paralele. Palmele trebuie să fie depărtate aproximativ la lățimea umerilor. Piciorul care execută mișcarea spre înapoi nu este întins și în extensie. Cum până pe un genunchi. Ca variantă putem lucra din aceeași poziție pe genunchi, timpii 1-4 cum până pe un genunchi pe piciorul stâng cu arcuire și revenire și apoi la timpii 5-8 cum până pe un genunchi piciorul drept cu arcuire și revenire. Semisfoara. Poziția de plecare: pe genunchi. Poziția capului: normală, privirea înainte. Spatele, în extensie, musculatura trunchiului este încordată. Brațele întinse în diferite poziții și coroana deasupra capului: un picior este îndoit la nivelul articulației genunchiului, celălalt este întins înapoi. Succesiunea metodică: din poziția pe genunchi așezat. Semisfara cu sprijin înainte pe palme, semisfara cu sprijin lateral pe palme, semisfara cu brațele întinse lateral, semisfara cu brațele coroană deasupra capului. Indicații metodice Se pune un accent mai mare pe verigiile pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor în vederea realizării unei încălziri specifice necesară prevenirii producerii unor accidente musculare și articulare, în special la nivelul articulațiilor coxofemurale. Dezvoltarea mobilității prin exerciții care vizează mobilitatea articulației coxofemurale Formații de lucru pe grupe, în funcție de numărul de saltele avute la dispoziție și sau frontal, se va exersa alternativ cu piciorul stâng și cu piciorul drept. După însușirea celor două elemente statice, se poate trece la legarea lor, cum până pe un genunchi, urmată de trecerea în semisfoară. Materiale filmate au fost realizate la Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor Magdalena Martinescu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.